No, zi bună, fraților! Astăzi e despre Hervec toate! Avem aici RS6-le pe mod de off-road, temporar. Am pus roțile de pe Cayenne Turbo, dacă țineți minte, versiunea aia de câmp. Și în față avem un etrier enorm să-mi bag piciorul. De ce facem asta? Pentru că jantele sunt la vopsit. Între timp vreau să văd cum îi șede cu portbagajul. E la 5-6 nori deasupra. N-a ști nimeni până nu-l împune. Și aștept o surpriză de la Custom Tuning în materie de jante. Așa că am zis că între timp a ei vor deveni negru lucios cu diamond cut-ul păstrat. Să vedem ce iese. Ajuns domnul Thomas. Între timp avem aici o altă bijuterie. Asta e prima mea mașină, fraților, pentru care n-ați știut. Tu și comicii ne-alți. Bună ziua! Ziua bună, fraților! Am dus ceva pentru Miles. Ce-mi place tricoul tău. Vine Crăciunul. Nu uitați că vine turul de a doua. Minte, n-ați văzut locațiile. Hai zi-mi dacă pornește. E șprițuri. Hai că sunt 20 de grade fără șoc. La sfert de cheie. Ioan! Hei, altfel mere treaba cu când ai radio. N-o moșe da, hei! Cintura la Dacia ca un ham. Afle numai să hie. Cât e cât. Dar în oglinzi vezi perfect. Bă, pe cameră se vede mult mai bine ca realitate. Asta da. Vamos! O lea de pauză de masă la maica marinul nostru. Na, ce zici, marine? Ăsta e autovehicul? Cea mai frumoasă Dacia. Tu de care ai avut? De asta am avut și eu. 1300? 1310. 1310, asta e 1300. De asta mai purta, ea nu m-a venit mâța. Se rusa nii. Kimbo! Yo, Kimbo! Avem un coechipier astăzi, a vrut să vină cu mine. Ce fain e la Dacia că scrie, ca la Aventador pe bord. This is yes, toate! Asta da sculă. Tot îmi vine să-i dau a 5, dar are numai 4. Tot o bag la 3 din greșeală. Cu jamul jos, clima pe maxim. Dacă țineți minte cei mai vechi pe canal, deciu că asta am fost până în Madrid cu intenția de ajunge în Maroc. Dar n-am ajuns în Maroc, dar o să ajungem în Maroc. Oricum până în Madrid tu se întors, e haos, 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 haos cu ea. Greu, dar super, super fain. Maximum pleasure. Volan sub țâre, schimbător cu bilă, direcție ca cum n-ar fi. Dă-i la deal, frățiuc. Avem undeva între 60 și 80 la oră. Nu știm exact. Avem un challenge greu în față. E depășit tirul. Zbor pietrele. Am oprit acela un bold bar magazin. Hai să vedem ce ne dă. Apă și suc. 10 are și are returnabilă. Păi când ajung la destinație acolo, ăsta e Pepsi.
la cum zguduie drumul. Mai departe. Hai să ducem și o lebeniță la Domirce. Clasic românesc. Cât e kila? La lebeniță 200 de lei. 270 de lei. Am înțeleg dacă vinem cu aventadorul. Mai zicem, da. Așa cu Dacia Putelă stau un pic mai jos. Deci, fraților, săptămâna viitoare, weekendul viitor, avem un tur de a doua. Ne-am strâns 14 mașini istorice, în principiu. Și vrem să facem un tur prin țară. Pornirea e din Satu Mare, e la OMV Lucian Blaga. Și destinație în prima zi, cheile Bicazului și după aia Piatra Neamț. Luăm pe la Dej, poate ne vedeți pe traseu. Ulterior o luăm spre... Ulterior o luăm spre Țiriac Auto Collection. Vrem să vedem bijuteriile lui, Doamne, sper că tot e ok în spate. Și vom dormi un pic mai sus la Ploiești. Așa că ne vedem pe drum, dacă vreți sticere cu naște, nime, vi le înmânez personal, fără nicio problemă. Ce-mi plac satele astea strâmte în urcare, pe deal, Birui Dăciuca. Țiganii cu T4. Mirce, tu ești! De unde? Nu arată în hairele. Bontou. Bontou e un mod special. Muzeu. E Cobra. Aici e Daci. Hair, cabluri. Faruri. Avem un e stoc. Uite aici e și oglindă. Asta da. Vezi? Aici, cutiz. Piesă hair de Daci. Da, asta e, ce ușa e. Asta e de Cobra, așa e? Astea mai putem face una. Da, eu știu. Ales ușile Golf 3. Și de Golf 3. Ia motorul. Ales ușile Dacia care ți-am făcut ție. Ăla e motorul 0 km la bord. 0 km? Pornit, da. Cum adică? Păi eu l-am făcut nou. Ce mașină? Dacia. Asta da. Celălalt? Ălalt e motor Dacia pe injecție scos. Ce să de schimb? Asta e ușile Dacia. Uș. Știi care Dacia? Asta e albastru deschis, e ușa la Dacia care ți-a făcut-o ție ăla de grătar. Eu e dat Dacia. Alte uși. Punț. Ce? Ăla e punte. Ăla e amândouă punte. Una e Golf 2, una e Golf 3. Aci văd ceva semn de Golf. De Golf 3. De Volkswagen. Asta da. Ale Golf 3 stai, da. O scară și se face așa. Așa. Alte bări. Așa. Golf 2 și merge de... Arcuri cât China. Arcuri Dacia, aceste Dacia este compusă. Dacia completă, vezi? Două. Completă? Da, pentru că aici a fost asta, injecție, da. Aia la alte modelul vechi 1300, 1310. Nu mă zboară herele. Numai de Cobra, acolo tot ăla. Capote, băroț. Ăsta e Cobra. Acolo mai este o Dacia, aia modelul 96. Acolo mai este Dacia, acolo prind elementul de la... No, 10 lei mușcătura. Am venit la service Asuaj. Unde e ăla de tras? Asta nu e? Tăte corespunzătoare? Da, mai este trebuie dat. Ce e ăla? Asta e la filtru de aer de vară, știi? Iarna se închide, se trage. Ăla de iarna și ăla de vară. Unica șansă, care ăsta și robinet. Am o mere ca racheta. Nu, da cum nu? Probleme tehnice. Nu a fută-l. Stai. Trusa de scule. La soare trebuie să te uiți pe el. Dă-i. Nare.
Nu am mâncat oar franțul. Probleme clasice. Viorelu, ce zici? Tu oxida vezile? Nu-i bine. Avem și bine aici, nu de toate. Poate cum o stat în pantă, dar nu știu. Nu mai vine benzina. Dă-i la manual, Mirce. Tare, mă, tine, că mă duce eu cu ala acasă. Dar să se vede că trage. Oricum, la câte piese și înșură, punem alt motor nou. E câte piese? În două ceasuri sus. Deci ușa avem foarte multe. Ușa avem. Aproape. Nu, nu. Avem viață! Ho, că i-a ieșit motorul pe parbriz. Am ajuns înapoi, fraților. Avem și câteva herpaci. Da, astea probabil le-ați văzut în multe alte episoade. Acolo un check engine care îmi place foarte mult, care arde câteodată aleatoriu, așa ca la mașină, random. Asta e din expediția de la Polul Nord. I-am mus 5 ani. Heră păstă heră păstă heră. Ăsta e portbagajul ce trebuie să meargă pe RS6. Ce-o fă pe Lambo deasupra, știți voi. Sunt curios cum o să deie. Și aici la Dacia Sport vrem să aducem niște modificări. Din păcate sunt foarte incomode scaunele față. Sunt de smart. Și aș vrea să pun ceva mai confortabil. Cum ar fi cele de Dacia originală. Sau ceva pe măsură să încheapă. Chiar dacă nu se rabatează față spate, se poate să intri pe locurile din spate. Oricum o stănime. Sper că găsim o soluție. Scrieți în coment dacă ați mai făcut așa ceva. Dacă avem vreo șansă la ceva scaune confortabile și bune pentru drum lung. Să o ducem și pe bătrâna asta. Să vadă Europa. Mai ales să-ți spun o fi să-l ajunge ăsta. E o leacă murdărel. Camera VGA. Avem un oaspete aici. Faci un pic de lăgie. Mai de tata groaza sunteți, las! Și asta e ca celălalt. Fraților, pentru cei care vreți stickerul cu naștinime, las în descriere un link pentru versiunea digitală în format electronic, așa puteți să-l printați unde vreți voi. Recomand dimensiunea de 12-10 cm după plăcerea voastră diametru. Naștinime. Eu între timp văd sub de-a țintură. Autostrada Săcmarului. Dă-i să margă.